Imaginile momentului cu un șofer român care s-a răsturnat cu tirul în Italia. Autocamionul s-a făcut praf după ce a căzut 20 de metri în gol. Ce s-a întâmplat cu românul, ne spune colegul nostru Marian Jinga. Marian. Da, v-am găsit tocmai cu asta. Încep cu șoferul, a scăpat cu viață, deși, așa cum ai spus și tu, a căzut de la 20 de metri înălțime exact pe cabină. Deci este aproape imposibil ca un cineva să mai scape cu viață din așa ceva. Iată că s-a întâmplat, vorbindu-se un accident grav petrecut autostrada A6, undeva spre direcția din Savona, de la Ceva. Un camion condus de românul respectiv s-a prăbușit de pe viaductul autostrăzii Geve după ce a lovit barierele laterale de siguranță ale podului. Spuneam, a căzut aproximativ 20 de metri în gol, exact pe cabină, și minunea este că bărbatul a supraviețuit, este acum la spital, are doar un picior rupt, ca să spunem așa.